ACS Volei Municipal Zalău nu a reușit ieri seara să încheie socotelile cu Arcada Galați în semifinala campionatului Diviziei A1. Astfel că vicecampionii se vor duela și în această seară cu gruparea din Urbea de la Malul Dunării în meciul cu numărul 4. ACS Volei Municipal Zalău și CS Arcada Galați continuă lupta pentru un loc în finala campionatului național de seniori Divizia A1. După două victorii identice pe propriul teren, scor 3-1, jucătorii echipei ACS Volei Municipal Zalău au sperat să încheie semifinala în meciul cu numărul 3, programat ieri seară la Galați. Conștienți că nu va fi deloc ușor, zălăuanii au început în forță partida de la Galați și au făcut un joc perfect în setul inaugural. Cu un serviciu bun și o preluare aproape perfectă, Leonardo Dal Bosco și compania au controlat primul parțial de la un capăt la celălalt și s-au impus în fața echipei gazdă la o diferență zdrobitoare. Scor 13-25 și se părea că sunt capabili de cea de-a treia victorie. Din păcate, jocul sălăjenilor a început să scârție în actul secund, iar valoroasa echipă gălățeană a profitat de inexactitățile elevilor lui Stoian Stoiev și Bogdan Nicolae. Gazdele s-au desprins pe tabelă la 3 lungimi distanță, după primele mingi disputate în cel de-al doilea parțial, dar zălăuanii au revenit și chiar au trecut în avantaj, iar pe final au avut și minge de set. Inexplicabil, zălăuanii au gafat și arcadienii au câștigat actul după prelungiri cu 27-25. Setul câștigat le-a dat aripi gălățenilor și pe fondul unei ușoare demoralizări ale echipei zălăuane, gazdele au reușit să câștige și următorul set cu 25-22. La fel ca și în setul 2, cel de-al patrulea parțial a fost extrem de disputat. Cele două combatante au condus alternativ pe tabela de scor, iar finalul a fost extrem de disputat. Împinși de la spate de un public numeros și gălăgios, arcadienii au reușit să se impună și au trimis duelul din faza semifinală a campionatului în meciul cu numărul 4, programat în această seară de la ora 18:30 în sala sporturilor din Galați. În cazul unei eventuale victorii a gălățenilor și în partida de astăzi, meciul decisiv, cel care va stabili echipa calificată în finala campionatului, se va disputa miercuri, 13 aprilie, în sala sporturilor din Zalău. În cea de-a doua semifinală a campionatului, SCM-ul Craiova a învins CS Știința Explorări Baia Mare cu scorul de 3-0 la partide și și-a asigurat prezența în ultimul act al competiției în minim de partide.